În primăvara anului 1981, președintele Ronald Reagan și papa Ioan Paul al II-lea au fost împușcați la doar 6 săptămâni distanță unul de altul. Au fost fapte criminale pe care ambele personalități le-au considerat ca venind din partea unor puteri malefice. La prima întâlnire de la Vatican, Reagan i-a spus papei Ioan Paul al II-lea, iată cum puterile malefice ne stau în cale, iată ce vor să facă. Ei au considerat acest fapt ca fiind o bătălie spirituală istorică împotriva puterilor Întunericului, așa cum o numea Reagan. Puterile Întunericului nu au putut distruge binele făcute de ei. Președintele protestant și papa catolic și-au spus unul altuia că, după părerea lor, Dumnezeu le-a salvat viața. Ei nu aveau cum să supraviețuiască acelor atentate. Conform lui Kangor, atât Ronald Reagan, cât și papa credeau că viețile lor au fost cruțate pentru a dobori comunismul sovietic ateu. În cartea lui Kangor, intitulată A Pope and a President, papa Ioan Paul al II-lea, Ronald Reagan și povestea extraordinară a secolului al XX-lea dezvăluie planul secret al Uniunii Sovietice de a-l asasina pe papa Ioan Paul al II-lea. Am aflat că Bill Casey de la Agenția Centrală de Informații a condus o investigație extrem de secretă. Investigația a fost condusă de 2 femei. Ei nu și-ar fi putut imagina că Moscova ar fi ordonat uciderea papei, însă papa Ioan Paul al II-lea, Bill Casey, Ronald Reagan și Bill Clark au considerat că Uniunea Sovietică este un imperiu al răului în stare să-l ucidă pe papă. În cele din urmă, conform dovezilor, spune Kangor, unitatea Agenției Sovietice de Informații Militare a executat atacul și acest plan a fost aprobat de organizația infamă KGB.